Continuăm mesagerul cu știri din sport. Vă spun în continuare cine va primi balonul de aur anul acesta, detalii imediat. Recentul succes repurtat de către Daniel Catarag, a devenit campion mondial la lupte greco-romane U23, a fost apreciat și în Canada. Gennadie Balaur, multiplu campion al Moldovei, stabilit cu traiul în Țara Frunzei de Arțar, s-a așteptat la un astfel de rezultat. Medalia aceasta de aur era foarte de mult așteptată. În primul rând vreau să menționez că cam după mine așa, ultima medalie în greco a fost câștigată în 93, când am participat și eu la campionatul lumii de către Vitali Ciobanu. Gennadie Balaur, absolvent al Institutului Național de Educație Fizică și Sport, odată cu sosirea în Canada, a revenit pe salteaua de lupte, cucerind în scurt timp câteva titluri de campion al Canadei la lupte greco-romane. În timpul liber exercită și obligațiile de antrenor și arbitru, inclusiv la turneul Omnium du Quebec. Luptele pentru noi, asta e o plăcere după familie. Familia prima și luptele a doilea, probabil. Și noi suntem un pic bolnavi de lupte și întotdeauna îmi place să fim înconjurat de sportivi, de luptători și să le dau aceea și am însușit și eu cu ani. Competiția a reunit 187 de luptători tineri și seniori din 3 provincii din nordul Canadei. Gazdele de la clubul de lupte Riverdale au aliniat la start cel mai numeros lot.